Titrata echipă clujeană CFR Cluj nu a reușit să se impună în fața echipei FC Botoșani proaspăt promovată. Cu atât mai mult cu cât aceștia au avut un avantaj numeric față de echipa locală încă din minutul 10. Scorul final a fost 0-0, iar clujenii au pierdut astfel 2 puncte în deplasare. Peste 8.000 de suporteri au fost prezenți duminică pe stadionul botoșănean. Încă din minutul 10, echipa clujeană a fost în avantaj numeric, însă nu a reușit să se impună în fața celor de la Botoșani. Chiar dacă echipa locală a fost cu un jucător în minus, a arătat că promovarea în Liga 1 nu a fost una întâmplătoare. Lipsa jucătorului eliminat a fost suplimentată de publicul minunat, care a susținut echipa până în ultimul minut de joc. Printre cei 13 debutanți în Liga 1 a echipei botoșenene s-au înscris și sucevenii Ionuț și Florin Plămadă. Înaintea meciului, suporterii au putut vedea și noua mascotă a clubului, un cocoș plin de viață. Pe stadionul municipal Botoșani s-au prezentat și aproximativ 20 de suporteri ai CFR Cluj, care au venit cu mașinile proprii la Botoșani și care s-au întors acasă total dezamăgiți.